aripile. Iau locul. Da, dar sunt negre. Măcar de-ar fi fost albe. Ce faceți? Bine, bine. Știam. Opa. Am venit fără carton, pentru că nu mai este nicio surpriză pentru ziua de astăzi. Au fost destule. Au fost destule. Așa de repede s-au ofilit? Puțin. Da. De la zahăr. Una. La oare cu era? A așteptat cam mult să intre la voi, până a scris scrisorile. Fetele nu știau ce se întâmplă. Păi dacă a scris cu greu scrisorile, înseamnă că nu prea știa ce să scrie. Poate a sunat-o pe bunica, a întrebat-o, bunica, ce scriu acolo? Banditule. Și s-a semnat banditul, da. Xenia i-a înțeles scrisul foarte bine. Da, da. Cred că îl cunoaște. No. Cum vi se pare băiatul nou, Andrei? Are cuvintele la lui, e sigur pe sine, știe ce face, are o vârstă, are experiență, dar... Se grăbește cu căsătoria. Cum? Se grăbește cu căsătoria. Vrea să însoare a doua oară. Copii. Da. Că vrea să ceară aici, pe fata care o găsesc. Îi plac femeile, toate. Toate? Nu știu, așa. Are un mod de a vorbi cum... Vorbi la fel cu toate. Da. Mie mi se pare că e fix așa cum s-a semnat acolo, bandit. Și l-am întrebat de ce nu prea a spus de ce. A zis poate, poate, așa. Poate, 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 poate. Ce înseamnă acest poate? Nu știu, poate a vrut să pară mai misterios. Să nu mai spui chiar deodată cum e el. De ce crezi că a ales plicul de culoare verde? Ca și unghiile tale. Că îmi place verdele, poate știe. Dar nu știu cum a putut să știe. Bunicuța, sper. Da, bunica sigur știu. Da, chiar cred că e super de treabă femeia, că e și tânără, am înțeles așa. Dar el cum e? Alexandra? El? Mi-a făcut așa o impresie scurtă despre el. Pare un cuceritor Casanova, cum a spus Bianca. Mai mult sau vrea să fie Casanova, cum e important, e să-i și iasă. Da. Xenia? Trecut prin viață, experimentat cu relațiile, cu femeile. Vei vrea să-l cunoști? Cum să zic? Rămân la prima variantă? Am înțeles. Nicoleta? O să știe. Eu sunt ca și calul, nu mai văd, nu mai aud. Nu-i genul meu. Pare că știe ce vrea și așa, dar nu m-aș vedea lângă el. Bianca? Doamna Andreea, și normal, sunt într-un cuplu și normal că nu mă aștept să vie cine știe ce. Când am primit scrisoarea, chiar mi-a fost frică că dacă o să-mi placă sau o să simt ceva pentru acest băiat, înseamnă că sentimentele mele nu mai sunt atât de puternice. Dar, de fapt, nu am simțit nimic, că i-am văzut defectele, i-am văzut personalitatea, l-am văzut așa ca un om normal. De la început am fost șocată pentru... modul de prezentare și pentru că a venit pentru noi, pentru că nu se pupau unele chestii. Așa, am fost destul de rațională și cerebrală, cum a spus el în scrisoare. Pentru asta te-a și ales. Pe Nicoleta pentru felul în care arată și pe tine pentru mintea ta. Interesant. Larisa? Mi se pare destul de sincer. Singură. Știu, no. Dar degeaba. Da, așa să vorbesc cu el de ca prietenie, așa, da. E ok. Mi se pare destul de direct, matur. Nu ce să zic încă. Maria? Rămân la George, mulțumesc. Kinga? Mi s-a pus valul pe față, nu? Serios? Da, dar este un băiat trecut prin viață, cum spune el. Până am avut eu de toate. Nu, mulțumesc. De ce? A avut prea multe? Nu. Dar? Eu deja am pe cineva. Asta clar, total, și... Doamne, iartă-mă, doar nu vă întrebam acum, uite, am întrebat-o și pe Bianca. Dar nu mi-a tras atenția și nu... Pe Nicoleta, adică le-am întrebat și pe ele. Poate la un pahar, așa. Da, așa ca om, doar nu de tine, de relația voastră. E ok. Trecu prin viață, sănătos. Dacă nu mi-a gustat glumița... Dacă nu erai în cunoaștere cu Nicolas, cum ți se părea? La fel, nu. Am înțeles. Să facem conexiunea.
O săptămână, Română. Bună ziua! Bine ai venit, Andrei! Bine v-am găsit, doamna Mandea. Cum ți se pare aici? Interesant. Interesant, drăguț. Băi, ți-s de treabă, fetele sunt simpatice toate. Ia-o-ți, Maria. Toate? Te zâmbește, mă. Da, păi sunt simpatice toate. Păi și ai trimis doar două scrisori. Să faci și cum faci, tu zâmbește că mă vede pe mine. Păi, na. Te vede cu tine. Acum nu poate să ți se pună pata pe toate, nu? Mhm. De ce Nicoleta, de ce Bianca? Sunt mai apropiate de vârstă de mine și... nu știu. Am zis că poate, nu știu, avem... ne-am asemănat din unele puncte de vedere. Nu atât, că în rest n-am apucat să le cunosc, să vorbesc, să... E cale lungă. Și le râd mustățile? Că n-ai cum să-ți dai seama după ce vorbești două minute acolo ca și râzile acel voinic sau regele Arthur la masă cu cavalerii templieri, ceva de genul. Trebuie să vorbești personal, nu poți să... Da. Interesante comparațiile. Păi erau acolo, păi era acolo, ea era acolo ca un general. Mă bombarda cu întrebările, nu că nu mi-ar plăcea. Și de asta zic, e ca un cavaler Bianca acolo. E o mică moderatoare. Da, da. Dar știi că ambele locul. Sunt în cuplu, nu? Vă țin bine locul. Știi că ambele sunt într-un cuplu, nu? Da, am aflat. Asta este acum. Dar știi că primele 5 întrebări nu ți le-am pus eu. Chiar m-am abținut, n-am spus nicio întrebare. Te-ai abținut? De da. Care? Serios? Da, că eu pun mereu întrebări, dar nu am pus. Păi și de ce te-ai abținut? Erai foarte curioasă să afli cine e banditul. Erai foarte curioasă să afli cine e banditul. De ce te-ai abținut? Păi după da. Am înțeles. Dar ești de fel așa curioasă sau... Eu, de exemplu, nu sunt prea curios de fel, numai dacă mi se, știi, pune pata. Altfel nu mă interesează, știi cum zice francezul, și eu m-am fiș. Deci nu mă interesează. Vezi, Andrei, noi suntem aici într-o emisiune în care trebuie să conviețuim foarte multe ore împreună și e bine să cunoști aproapele tău. Acolo e, da? Unde se găsea sufletul ăsta mare? Dacă vorbești cu ea, intervine mereu Adrian. Prietenul ei, zi? O să obișnuiască. Nu, el e de la... El e mereu vocea a doua, dar... E foarte normal. Dar tu n-ai face asta la doua? Ba da, vorbesc ei. Sigur că da. Și cu băieții cum te înțelegi? Bine, îți de treabă, îți băiețași. Până acum nu știu. Vedem. Cine te înțelegi cel mai bine? Cu Sorin? Păi da, de-abia ce i-am văzut, doamne, ce prietenii să fac. Fratele meu. Da. Nu, prieten ți-e doar Dumnezeu. În rest, suntem aici cunoștințe și să sperăm că na, ne vom respecta și vom face ceva frumos împreună. Adică pentru mine nu e o concurență, vă spun sincer. Eu nu am venit aici să mă lupt cu cineva sau asta. Eu am venit mai mult să mă bucur, să zic, de moment, împreună cu ei, împreună cu fetele și să facem ceva frumos împreună. Poate, nu știu, ceva diferit. Păi și dacă te îndrăgostești? Dacă mă îndrăgostesc, o să o cer în căsătorie, fără doar și poate. Și dacă e într-un cuplu fata de care te îndrăgostești, nu lupt? Mă, nu o să mă îndrăgostesc de o fată care e în cuplu, mă înțelegeți? Pentru bravo. Că de ce? Sunt foarte ai orgolios. Ai comenzi la inimioară? Sunt foarte orgolios. Ai comenzi la inimioară? Uneori să știți că orgoliu a fost mai mare decât orice. Păi iată, ai ales două fete care sunt într-un cuplu. Bun, am înțeles. Ai început cu dreptul. Am înțeles. Ai început cu dreptul, așa că n-ai de unde să știi. Deci, în mod normal, dacă ai fi sincer cu tine, ție-ți plac două fete care sunt deja într-un cuplu. Dacă, să zicem, că te îndrăgostești, ipotetic, de o fată care este într-un cuplu, vei lupta pentru ea sau nu? Voi lupta pentru ea, că nu mă dau la o parte, dar înțelegeți, dacă ea, de exemplu, vorbește cu el, păi și eu știu că ei doi vorbești, se pupă, eu am tragere de inimă să lupt pentru ea. Păi noi vorbim și ne pupăm, pentru că suntem în relație. Și tocmai, că și eu am când mă văd că avem și gânduri diferite. Eu am vreun drag. Dacă nu te faci primul ăla cât de pupă. Să mă duc eu a cincea roată la căruță, să mă bag eu în seamă. Deci, pe scurt, nu lupți, Andrei. Pentru că sunt prea orgolios. Andrei, ai mare grijă, pentru că fetele țin minte tot. Imediat, fiecare răspuns, fiecare. Foarte bine, e bine. Până și în ziua de astăzi, după atâtea și atâtea zile trecute, ne aducem aminte, da, dar în prima zi când ai intrat, ai zis că îți place așa și nu-ți place așa. Tocmai de aceea ai mare grijă ce răspuns, pentru că fetele sunt foarte, foarte atente
și nu care cumva să te taxeze mai încolo. Ce-i sorit? N-au cu ce să mă taxeze. Toate simpatice, am fost sincer doar că m-ar interesa o fată mai mare, nu înțeleg cu ce. La ani mă refer, și Kinga e inteligent, o duce capul, da? Mi-am dat seama și așa mai departe. Și cealaltă, Bonnie and Clyde. Da, Alexandra se referă. La ea mă refer. Da, na. Ea e cea mai mică. N-aș vrea nici să fiu ca Irinel Columbeanu, știi? Adică, te poți ține bine și eu poate, te poți ține și la un 40 de ani, dar totuși n-ai o discrepanță destul de mare. Știi că ea e cea mai micuță. Mai mă chineam un pic că mi era fetiță.